Matei capitolul 5, versetul 17 la 20. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Vreau să vă întreb, veste bună sau rea? Veste bună sau rea? vă rog să observați un lucru și anume, după ce Domnul Iisus Hristos încheie fericirile, de la versetul, capitolul 5, de la 1 la 12, după aceea mai vorbește ucenicilor despre sarea Pământului și lumina lumii și le spune, voi sunteți sarea Pământului și lumina lumii, și atât fericirile cât și această parabolă cu sarea și cu lumina Domnului Iisus Hristos le vorbește oamenilor și le spune că este șansa lor să trăiască o viață excepțională, fiind fericiți, fiind lumină și fiind sare, de la versetul 17 Domnul Iisus Hristos începe să vorbească despre sine. Ok, care este rolul meu în această conjunctură? Oamenii lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu este chemată la fericire, este chemată la o viață de neprihănire, este chemată să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Bun, și Domnul Iisus Hristos ce trebuie să facă? Și din versetul 17, Mântuitorul se prezintă, se proclamă pe sine. Și proclamarea aceasta nu e doar pentru atunci, este proclamarea din toate timpurile. Iată-l pe Domnul Iisus Hristos oferit pentru înțelegerea noastră. Bine ați venit în dimineața aceasta, toți, la această perspectivă. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute ca aceste cuvinte pe care le-am citit și despre care vom studia să nu fie doar cuvinte de teorie, ci să fie o puternică motivație pentru Sufletul și viața noastră, pentru a trăi ca și Lumina. Și casarea în lumea aceasta. Cuvintele care mă frământă în această primă citire sunt următoarele. Stric. n am venit să stric. Ăsta este în capitol, în versetul 17. În versetul 19 din nou, așa că va Strica. N-am venit să stric Ce? Să stric Există o, o Există o, o Luptă extraordinară Împotriva cuvântului lui Dumnezeu Și mai ales împotriva legii lui Dumnezeu În Daniel Capitolul 7 Versetul 25 este Textul bine cunoscut de dumneavoastră Daniel se ocupă Cu această Perseverentă Lucrare și anume spune așa el și când este vorba de el aici în context se spune că fiara a patra versetul 23 este o a patra împărăție. Va, se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot Pământul, îl va călca în picioare, îl va zdrobi, dar vă rog să observați, nu asta este uh, scopul primordial numărul 1. Printre altele, va face și asta, va stăpâni Pământul, îl va zdrobi, îl va călca în picioare, dar... Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se, va, se vor ridica 10 împărați. După el se va ridica un altul care se va deosebi de înainta și săi, va dobori trei împărați, va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt și iată că atitudinea asta împotriva poporului Dumnezeu este o atitudine care uh, este identificată prin cuvântul hulă. Deci nu doar că va călca pământul în picioare, va huli. Ce înseamnă asta? Cuvântul hulă se referă la orice ce este blasfemie, cu alte cuvinte, care se ridică împotriva lucrului sfânt sau sacru. Orice tentativă împotriva lucrului sau a perso unei persoane sfinte sau sacre, este de fapt hulă. Aici, vorbim despre faptul că va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. arată clar că această fiară are scop universal, religios. Nu doar că va schimba planeta, nu doar că va schimba instituțiile sociale, vor, va schimba relația omului cu cel preanalt. înalt. Va sufi presfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Acum, dacă zice că va schimba legea, ce e asta? Poftiți, ce e asta? Legea se presupune că este neschimbabilă, de aceea vorbim de legi. Legile în chimie, legile în fizică, legile în biologie, până la urmă, sunt legi care nu se pot schimba, da? Doi atomi de hidrogen, un atom de oxigen, întotdeauna vor da apă. O schimbați, se poate să dea altceva? Nu se poate. Asta este legea. De ce, de ce această uh, dorință și această preocupare permanentă schimbă legea? De ce să schimbi un lucru care nu se poate schimba? Care nu este de schimbat? De ce? Spuneți-mi, dați-mi un motiv. De ce ai dori să schimbi un lucru care nu se poate schimba? Să strici Bun, să strici ceva și cu asta cuvântul dumneavoastră sc mă leagă de ceea ce. Tocmai am citit. Să strice ceva. Dar de ce vrei să strici? De ce? care e logica? Ce se află în spatele acestui lucru? Vreau să stric încă o dată un lucru care nu este posibil să fie schimbat și nu este pentru a fi schimbat sau stricat. De ce vreau să fac lucrul ăsta? Sigur că da. Pentru că în momentul acela eu voi deveni creatorul unei noi ordini. Eu voi fi legislator, eu voi da legi care de asemenea nu se pot schimba. Asta este dorința mea, acelui ce vrea să facă lucrul ăsta. Iertați-mă, nu a mea. Deci acelui ce vrea să facă lucrul ăsta. Și atunci când cornul cel mic vrea să schimbe legea, el nu vrea să facă altceva decât să dea la rândul său legi care nu se pot schimba. Deci să se pună în locul lui... Dumnezeu. Știți cum se numește în Noul Testament uh, această tentativă? Anticrist. Mulțumesc. Se numește Anticrist și se numește Omul fără de legii. Omul fără de legii este acela care vrea să se așeze unde? În Templul lui Dumnezeu, gându-se drept Dumnezeu. Și iată că avem o luptă în care cineva calomniază pe cel prea înalt și vrea să se așeze el în locul celui prea înalt. Despre asta este vorba. Ăsta este războiul. În condițiile acestei, eu știu, provocări extraordinare, Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine și spune Eu n-am venit să stric. Punct. De ce? De unde ideea care putea să apară în mintea oamenilor care l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos, că el ar fi putut să vină să strice? De unde? Vă las să vă gândiți. Se pare că unii de acolo gândeau în felul acesta. Se pare că unii de acolo au zis că el a venit cu ordine nouă în care el trebuie să înlocuiască ceea ce a fost. Să schimbe ceea ce a fost. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu, n-am venit să schimb, am venit să împlinesc. Ce înseamnă să împlinesc? Foarte, foarte frumos cuvântul acesta pe care noi am reușit și pe ăsta să-l schimbăm. Adică foarte mulți citesc, am venit să împlinesc și înțeleg, au venit, am venit să stric. Foarte ciudat acest lucru. De ce? Pentru că ei, foarte mulți, citim așa. Dacă am împlinit, înseamnă că s-a gătat. S-a terminat. Și dacă s-a terminat... Ori îmi trebuie altceva și va trebui să dau eu noi directive, ori pur și simplu mă arunc într-o zonă a fără de legii. Că dacă s-a terminat legea, înseamnă că ceea ce urmează după punctul ăsta este fără de legea. Și în, în situația asta, în de asta extraordinară, se află creștinismul azi pendulăm mereu creștini în general și nu știu unde să stea, să stea în zona legii, să stea în zona fără de legii, folosesc și ideea de har la un moment dat ca să vină în ajutor și să spună noi nu suntem sub lege, suntem sub har, n-am nimic împotrivă, așa este, Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să stăm sub har, dar harul, vreau să vă întreb, strică? Harul strică legea? Harul face cumva, ne aruncă cumva în zona fără de legii? Doamne ferește, că dacă ar fi așa, atunci cuvântul spune Iisus Hristos ar fi un slujitor al păcatului, al fără de legii. Îl putem face noi pe Iisus Hristos un slujitor al fără de legii? Aș vrea să rog media să-mi prezinte primul slide. Vă rog frumos, mergeți acasă. Puneți pe telefonul dumneavoastră mobil la Biblia care o aveți, puneți să cerceteze sau să caute cuvântul nici de cum. Și veți vedea exact acest lucru. Eu l-am luat de acolo și vi l-am pus dumneavoastră aici. Nu e nimic în plus, nu e nimic în minus. Toate sunt una după alta în Noul Testament. Uitați, în Epistola către Roman unde așează Apostolul Pavel cuvântul nici de cum? Pentru că noi îi dăm Sfântului Apostol Pavel, îi dăm licența aceasta că el a adus harul care a înlocuit legea, a blocat legea și noi suntem în zona fără lege. Doamne ferește! Uitați-vă ce zice Pavel. Prin credință desfințăm noi legea? Asta este una dintre problemele cu care Biserica creștină se confrunta atunci. Îl întrebau pe Pavel, ascultă, dacă noi credem mai avem nevoie de lege. Și Pavel spune, nici de cum. Din potrivă, prin credință, legea devine mai puternică. Bun, 2. Roman 6 cu 2. Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Dragii mei, să fie foarte limpede. Dacă. Nu mai păcătuiți? Deci, cine nu mai păcătuiește, acela nu stă sub condamnarea legii. E foarte limpede, foarte clar. În momentul în care cel ce nu păcătuiește, însă, a comis un păcat, să fie foarte limpede. Legea sare ca un arc și își reia funcția ei în care ea arată păcatul. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune să înțeleg că legea mă face cumva să trăiesc în păcat? Nu. Să înțeleg cumva că harul mă face să trăiesc în păcat? Nici de cum. Afirmații, afirmații cum să spun, de tip axiomă sau postulat, dacă celelalte lucruri... Versetele dinainte și după sunt demonstrații care pot să fie înțelese mai mult sau mai puțin, asta este altceva. Dar afirmațiile acestea sunt concluzii care rămân nici de cum. Vă rog frumos să fie foarte limpede, să rămână lucrurile astea ca niște axiome în viața noastră și în gândirea noastră. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Din nou, problema aceasta, lege, har. Vreau să întreb, înainte să citesc nici de cum, înainte de lucrul acesta, este harul împotriva legii lui Dumnezeu? Nici de cum. Este legea împotriva harului lui Dumnezeu? Nici Răspuns, nici de cum, sub nicio formă. Nu gândiți așa, oameni buni. Ăsta este apelul pe care îl face Apostolul Pavel la gândirea creștină modernă din secolul 21. Nici de cum, fără discuție. Punct. De deci ce vom zice? Legea e ceva păcătos? Spuneți-mi, vă rog, de ce noi nu avem certitudinea aceasta că legea este bună? Știți ce vă rog? Haideți aici în față. Uitați aici. Am pentru dumneavoastră patru locuri. Nu, nu veniți aici lângă mine, ca să fiu sigur că vă văd. Mulțumesc. Bun venit! Bun. Deci, după ce am ocupat și locurile din față, ne simțim ceva mai bine. Haideți să vedem. Ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Revenind. De ce creștinii de astăzi nu simt că legea este bună? De ce creștinii astăzi simt că legea lui Dumnezeu este ceva ce lucrează împotriva noastră? Este un jug greu. De ce, de ce simțim așa? De ce simțim așa? Poftiți? O ah, zi mai tare. O, oh, mulțumesc. Uite ce spune Ghiță. Ghiță spune, simțim lucrul ăsta de fiecare dată când intrăm în offside, cu alte cuvinte, când suntem prinși, unde? Călcând legea. Atunci simțim că legea nu e bună, pentru că ne condamnă. Dar în momentul acela, vreau să vă întreb, trebuie să uh, acuzăm legea sau păcatul care mă pune pe mine în situația aceasta. Și observați dumneavoastră ce face aici această inteligență demonică, geniul demonic. Mă convinge că vinovați sunt cei ce strigă incendiu. Știți? Nu cei ce au dat foc, ci cei ce strigă incendiu, arde, arde. Și ce vinovați sunt aia care strigă. Pentru că legea este cea care strigă Incendiu. Bun. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Hmm. Despre ce lege e vorba? Tot demersul nostru în legătură cu legea, la ce lege face trimitere? Este pentru prima dată, aici în lista aceasta, în care deja se arată se face caz concret despre ce vorbim. Pentru că altfel cineva ar fi putut să înțeleagă vorbim despre legile din Leviticul, care vorbesc despre cum trebuie să ții Paștele. Vezi? Cineva putea să gândească asta. Dar aici textul ne spune e vorba de legea aceea în care scrie să nu poftești. Cine este legea asta? Legea scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe cele două table de piatră și care ne a fost oferită ca și lege morală care reprezintă caracterul lui Dumnezeu veșnică Roman 7 cu 13, atunci un lucru bun mi-a dat moartea, adică legea dacă este bună, i-am de moartea, legea mă condamnă la moarte. Foarte mulți creștini înțeleg lucrul acesta și din cauza asta ei zic, nu avem nevoie de lege, legea este ceva împotriva mea, uite că mă condamnă la moarte. Și Apostolul Pavel spune, nu credeți în capcana aceasta, nu legea vă dă vouă moartea, ci, citez mai departe, păcatul mi-a dat moartea printr-un lucru bun. Ca să Ia să-l cât de păcătos e. Adică a luat un lucru bun și m-a omorât. Trebuie să fii un geniu al criminalității ca să faci lucrul ăsta. De aici textul spune mai departe, pentru că păcatul să se arate din calea afară de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă și contextul spune, poruncă asta trebuia să-mi dea viața. Nu era ceva rea. Ea trebuia să-mi dea viață, eu trebuia să trăiesc prin ea. În condițiile Edenului, eu trăiam prin această poruncă. Domnul Iisus Hristos, când a venit aici, a trăit prin această poruncă. Domnul Iisus Hristos nu a avut nevoie de cineva care să mijlocească pentru el, să-l ajute, să ierte păcatele. Nu! Domnul Iisus Hristos a trăit prin această poruncă și pentru faptul că a trăit neprihănit, porunca aceasta i-a confirmat viața. Când Tatăl îl va judeca pe Domnul Isus Hristos, la cruce, acolo Tatăl a arătat că e neprihănit prin faptul că, folosindu-se de aceeași lege, Tatăl a proclamat viața în dreptul Domnului Isus Hristos. Și ciudat este că, folosindu-se de aceeași lege, Dumnezeu trebuie să proclame moartea în dreptul meu. Și atunci, legea e bună sau rea? E bună sau era? Și Apostolul Pavel spune, e bună, problema e cu păcatul. Frații mei, dacă vrem să urâm ceva, vă rog frumos, uriți păcatul, lăsați legea să fie bună. Urâți păcatul. Bun, mulțumesc pentru aceste câteva idei. Textul spune, n-am venit să stric, ci am venit să împlinesc. Ce să împlinești, Doamne? Legea. Cum să o împlinesc? Vă rog, cum să o împlinesc? Văd? Uitați să vă arăt un fel de a împlini legea. 1 Corinteni, capitolul 5. 1 Corinteni, 5. Versetul 7. Dice așa, măturați alatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Lumea sărbătorește zilele astea ideea pascală. Și zice aici, știți ce se întâmplă? Paștele, cel puțin Apostolul Pavel spune așa, Paștele nu este doar ieșirea evreilor din Egipt. Nu! Pentru că evreii asta spuneau, Paștele este Ieșirea noastră din Egipt, salvarea noastră. Și Pavel spune, nu, nu. Paștele nu este doar ieșirea din Egipt. Paștele este Hristos, Paștele nostru. Când Domnul Isus Hristos a strigat pe cruce, s-a sfârșit, adică s-a împlinit. La ce făcea referire? La faptul că legea aceea a Paștelui s-a împlinit, că el a devenit paște pentru poporul său. Cu alte cuvinte, el a devenit puterea care salvează, prețul care răscumpără, ispășirea care este în locul meu. Despre asta e vorba. S-a împlinit. Nu degeaba s-a cutremurat pământul și s-a rupt perdeaua templului de sus până jos. Nu invers, de sus până jos. Arătând că ceremoniile Paștelui s-au terminat. S-au împlinit în Iisus Hristos. Și, încă o dată, Paștele se continuă, dar nu pe pământ, cum sărbătorim noi Paștele azi. Paștele se continuă unde? În cer. Și ca să rămânem mai clar în legătură cu treaba asta, la. Câteva zile după asta, nu știu dacă vă aduceți aminte dumneavoastră, la câteva zile sau la câte zile, a coborât Duhul Sfânt. La câte zile a coborât Duhul Sfânt după Paște? 50. În sărbătorile ebraice, cum se numea? Poftiți? Se numea cinzecimea. Și la cinzecime se coboară Duhul Sfânt din nou ca o... Ziceți? Din nou ca o împlinire. Din nou ca o împlinire a sărbătorii și uh, Apostolul Petru comentează foarte mult și spune, trebuia să se întâmple lucrul acesta, pentru că sărbătoarea cinzecimii și a primelor roade s-a împlinit în momentul acela prin coborârea Duhului Sfânt și prin obținerea primelor roade prin pocăința celor ce s-au întors la Hristos în ziua respectivă. Și uh, momentul cinzecimii nu face altceva decât dă drumul istoriei creștine mai departe. S-a împlinit? S-a împlinit? Dacă vrem să vorbim despre aceste sabate ceremoniale, vă rog să deschideți în Levitic, capitolul 23, și le găsiți acolo pe toate. Sabatele ceremoniale, Paștele, Cinzecimea, și așa mai departe, sunt sabate care s-au împlinit prin slujba Domnului Isus Hristos. Așteptăm să se împlinească ce anume? Ion Kipur. Da? Ion Kipur era marea zi a judecății. Cu Paștele se începea planul de salvare și cu Ion Kipur, care este marea zi a judecății, se încheie planul de mântuire. Cu alte cuvinte, aici suntem. Iisus Hristos le împlinește pe toate. În momentul în care Iisus Hristos a început să judece pe poporul său, ziua de Ion Kipur e în desfășurare. Vă aduceți aminte că în momentul în care la Ion Kipur tot poporul era chemat să înconjure templul. Fiecare reprezentant al familiei era acolo. Se adunaseră, cum să zic, ei își mărturisiseră păcatele timp de un an de zile. Dar acum era momentul în care păcatul trebuia distrus. Ion Kipur este momentul distrugerii păcatului. Și în timp, ce, în timp, ce, așteptau afară, mărturia în legătură cu poporul evreu spune despre faptul că stăteau într-o tensiune maximă, așteptând să vadă ce se întâmplă. Primește Dumnezeu mijlocirea și jertfa preotului sau nu? Și în timp ce ei stăteau cu inima la gură, să vadă dacă preotul va fi ucis sau dacă scapă cu viață, dacă păcatele lor vor fi distruse și astfel încât ei să poată să fie eliberați de păcate și să aibă bucuria începutului nou, eliberați de păcat. Vă dați seama, după terminarea lui Ion Kipur, ei luau ramuri de finic și își făceau colibe și stăteau o săptămână plin de bucurie. Bucuria era obligatorie. Un om care nu se bucura nu-și dădea seama ce înseamnă să fie eliberat de păcat. Sărbătoarea Colibelor, sărbătoarea aceasta de o săptămână, era o sărbătoare care pecetluia ideea faptului că s-a împlinit totul și prin împlinirea aceasta, mântuirea lui Isus Hristos, îi eliberează pe credincioși de toate poverile pe care păcatul le aduce. Simplu? Sigur că da. Ăsta este împlinirea lui Isus Hristos. Isus Hristos așa împlinește. Prin lucrarea sa împlinește toate nevoile noastre. Dacă vorbim de o lege împlinită, sigur că da, vorbim în felul acesta. Vorbim și de o altfel de împlinire. Neprihănirea întotdeauna este scopul legii. Întotdeauna. Neprihănirea este produsul legii și Iisus Hristos a fost neprihănit ca un produs al împlinirii acestei legi. Ori de câte ori Apostolul Pavel vorbește în Sfânta Scriptură Sfinților din Corint sau Sfinților din altă parte. El vorbea despre oameni neprihăniți, a căror viață era rezultatul, sau a căror sfințenie era rezultatul, împlinirii legii lui Dumnezeu în viața lor. Și de data asta vorbim de împlinirea morală a legii lui Dumnezeu. Extraordinar! Ultimul gând pe care îl am în pasajul acesta zice așa Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor oh, Cum să întreci tu neprihănirea unui cărturar? a unui fariseu. Păi fariseii, iertați-mă, ajunseseră la o, la o, performanță a faptelor cum nu există în istorie. Ei se legaseră pe ei și legaseră sfințenia lor cu poveri așa de mare, așa de puternice, încât viața lor era trăită în fiecare secundă a existenței lor cu grija de a nu se pângări. Dragii mei, imaginați-vă cu mine, imaginați-vă un lucru. Să presupunem că acesta este zona de aplicație a legii. Aici spune să nu strici. Ei, rabinii, fariseii, n-au făcut altceva decât au, au... Au înconjurat cercul acesta al cu cercuri sau cu garduri mai largi. Uite, cam așa. Și apoi a venit o altă școală și a pus garduri și mai largi și ei ziceau, ca să nu ajunge acolo, oprește-te aici. Preventiv. Preventiv. Și faptele lor trebuiau să țină de aceste prevenții umane făcute din dorința ca nici măcar să n-ajungi în situația să calci legea lui Dumnezeu. Preventiv. Și Mântuitorul spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor, și dintr-o dată suntem în problemă aici. Suntem sau nu? Și Mântuitorul continuă. Foarte mulți mă întorc la acea confuzie, foarte mulți nu înțeleg despre ce lege e vorba aici atunci când spune nu am venit să stric legea și prorocii. Versetul 17, ce lege este? Uitați-vă puțin, deschideți scripturile și uitați-vă puțin la versetul 21. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Ce lege este? Poftiți. Să nu ucizi. Ce, ce poruncă e? Ziceți-mi repede. Ce ce poruncă e? Așa. Porunca a șasea. Și Mântuitorul se ocupă de porunca a șasea și spune uh, fariseii și oamenii în general s-au ocupat de păstrarea vieții. Ei au vorbit despre sanctitatea vieții. Astăzi societatea mea, uh, societatea americană, deliberează foarte puternic pro sau împotriva Abortion, da? Este vorba de. Avort. Da. Și asta pe baza sfințeniei vieții. Mântuitorul spune, auzi, voi înțelegeți ce v-am spus eu. Păi înțelegem, Doamne, uite, ne zbatem să nu. Există accidente, să conservăm viața și așa mai departe. Și Mântuitorul spune, oricine se mânie. Pe fratele său este un ucigaș. Vreau să vă zic că fariseii nu se gândiseră la așa ceva. Oricât de largi erau gardurile lor, limitele lor sau limitările lor, ei nu se gândiseră niciodată la asta. Ei nu se gândiseră că ori iubești, ori calci legea, zonă neutră nu există. Noi lucrăm foarte mult cu zona neutră. Zona neutră este. Cum este zona neutră? Oriți? Uh, nu. Iubesc într-o parte, urăsc în cealaltă parte. La mijloc, ce e? Niciuna, nici alta. Nici adică ce? Indiferență. Indiferență. Noi lucrăm foarte mult cu indiferența. Noi lucrăm foarte mult că cu... sunt opozitorul fratelui meu și Dumnezeu trebuie să zică clar, da, ești. Mântuitorul spune, limpede, dacă te mânii pe el, ai ucis. Cum, Doamne? Asta e ucidere? Da, e ucidere. Păi, haide să stabilim împreună când v-ați mâniat ultima dată. Pe un frate, pe cineva. Când v-ați mâniat ultima dată și atunci stabilim clar ce vrea Domnul Isus Hristos de la noi. Apoi, după ce termină cu uciderea, Versetul 27, ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu desfrânezi, să nu prea curvești. Erau foarte atenți la treaba asta, foarte atenți. Mai târziu îi vor aduce femei, cazuri concrete, prinse în prea curvie, care trebuiau să fie omorâte cu pietre. Și uh, erau atenți la lucrurile astea. Făceau bine? Făceau bine? Știți, o biserică care este atentă ca lucruri de felul ăsta să nu se întâmple în mijlocul ei, face foarte bine. Dar dacă rămâne acolo, este la nivelul fariseilor din timpul Domnului Isus Hristos. Și Mântuitorul spune, uite ce se întâmplă. Eu vă spun că dacă se uită cineva la o femeie, cu ce scop? Că eu, evident, ne uităm unii la alții. Dar dacă te uiți în așa fel încât să o poftești pentru tine, ce se întâmplă? Ce poruncă? șapte. Deci șase, șapte, da? Evident, biserica nu se poate ocupa de cum se uită un, cineva unul la altul. Aici noi trebuie să ne ocupăm și să lăsăm pe Duhul Sfânt să fie acela care să aducă rezolvarea problemelor acestora. Vreau să vă întreb, când Domnul Iisus Hristos trece de la să nu prea curvești la să nici nu te uiți. Ce face? Întărește, spune fratele Ghiță, profunzime mi-a spus aici fratele Taie rădăcina. Taie rădăcina. Mulțumesc! Întuitorul merge în zona, spunem noi, spirituală. El Înțelege spiritul legii, cu alte cuvinte, modul în care Duhul Sfânt lucrează în viața ta și în viața mea prin cele zece porunci. Uite cum lucrează Duhul Sfânt. Nu numai că te oprește să faci, te oprește să gândești. Trei despre jurământ. Ați auzit că în celor din vechime s-a zis să nu juri strâmbi ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, nu jurați nici pe cer, nici pe pământ. Ce? Despre ce e vorba? La ce lege face referire? Poftiți? Ajutați-mă, la ce lege face referire? Zi, frate, tare. Sau nu știi sigur. Care poruncă? Nu, aici să juri, Să nu minți, sigur că da Bineînțeles, este și cealaltă care spune Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeu. tău Dar e puțin mai voalat Aici Domnul Iisus Hristos are de-a face cu tabla a doua Acele șase porunci în relația cu aproapele Și Mântuitorul spune Să nu minți Numai că Mântuitorul zice Ai grijă Ai grijă Daul tău să aibă valoare de să aibă valoare de jurământ. Așa zice. Daul tău să aibă valoare de jurământ. Ne vedem la trei și un sfert. Ne vedem? Da. Patru. Patru. Da? Fiți atenți un lucru, mai este ceva. Trebuie să înțelegem. Există în teologie anumite decupări. Și una dintre decupările cele mai uh, distructive uh, a fost aceasta. Versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime. Versetul 22. Dar eu vă spun. Versetul 27 Ați auzit că s-a zis celor din vechime Versetul 28 Dar eu vă spun 33 Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime 34 Dar eu vă spun Și s-a luat aceste expresii Care sunt repetate aici Și spune Expresia asta este foarte importantă Trebuie să învățăm din ea Ce să învățăm din ea? S-a zis celor din vechime Într-un fel Dar eu vă spun ce înțelegeți din asta? Poftiți? Una e în vechime și alta a venit Domnul Isus Hristos să zică. Așa se înțelege? Fraților dumneavoastră ziceți că nu, dar în teologie se spune da, asta e regula. Mântuitorul a venit să spună altfel. Eu vreau să vă întreb un lucru. Cum ar fi cele 10 porunci dacă ar fi scrise așa? Să nu te mânii. Să nu privești. Când spui o vorbă, e jurământ. Cum ar fi? E mai convenient? Mai convenabil? E mai convenabil? Mă rog, aș vrea să rămânem aici în zona în care Duhul Sfânt depășește Neprihănirea fariseilor. Fraților, dacă lucrul ăsta nu s-a întâmplat în viața ta și în viața mea, să știți că avem o problemă. Noi suntem în zona fariseilor. Noi suntem acolo. Și lucrăm cu lucruri firești, nu cu lucruri duhovnicești. Proclamarea în care Domnul Isus Hristos se face pe sine împlinitor al legii se referă la această nouă condiție, la acest nou nivel în care ne cheamă Domnul Isus Hristos. Timpul nostru cumva s-a încheiat în dimineața aceasta. Suntem de-abia la introducere. Vreau să vă pun o întrebare cu care să rămâneți pentru după amiază. Mi se spune următorul lucru, vezi? Domnul Iisus Hristos aici amintește despre poruncile care zic să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu minți. Dar Domnul Iisus Hristos nu se ocupă deloc de sabat. În general, frații mei, evanghelici, creștinii, recunosc obligativitatea acestor porunci care țin de relația unii cu alții. Ultimele șase porunci, de la să-ți respecti părinții, apoi să nu ucizi, apoi să nu prea curvești, apoi să nu minți, să nu poftești și așa mai departe. Le recunosc. Când intrăm în zona primelor patru porunci, în zona închinării, acolo recunoaștem și acolo câte ceva. Să fim foarte înțeleși. În momentul în care creștinismul a, creștinismul reformat a acceptat să renunțe la idolatrie, cu alte cuvinte să renunțe la idol, cu alte cuvinte să renunțe la închinarea la altceva în afară de Dumnezeu. Și mă refer la următorul lucru și anume... Uf, în Biserica Catolică avem statui și icoane. Corect? în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în momentul în care biserica a decis să se reformeze după cuvântul lui Dumnezeu, le-a dat la o parte. În urma confruntării dintre Est și Vest, ortodoxia de unde venim noi a numit idoli statuile. Și au zis, dar picturile nu sunt idolatrie, e doar pictură. Și au reținut scripturile. Iertați-mă, picturile sau icoanele. Deși cuvântul lui Dumnezeu prin poruncă zice uh, ce este înfățișare sau asemănare a ceea ce este în cer, pe pământ sau sub pământ. Acum, înfățișarea sau asemănarea poate să fie cum vreți dumneavoastră. Înțelegeți? Cum vreți dumneavoastră? Și dacă te închini înaintea lor, eu nu consider că dacă mă uit la televizor e o problemă. Și dacă mi arate imagini din natură. Dar dacă eu mă închin înaintea ceea ce văd la televizor ca imagini din natură, încep să am o problemă, nu-i așa? Planeta verde, astăzi, se impune din ce în ce mai mult. Și dacă vrei să salvezi planeta verde astăzi, să știi că e un soi de păcat dacă o poluiezi și apar păcatele ecologice și religia ecologică care începe să prindă din ce în ce mai mult pe cei care nu înțeleg Evanghelia lui Iisus Hristos. Bun. Mă întorc la, la situația asta și ajung să înțeleg că porunca a doua... Am rezolvat-o cumva să nu ne închinăm. În momentul în, care, în momentul în care statuile au fost scoase din biserică, picturile nu ne-am mai închinat la ele, le-am folosit de tablouri și atât. Foarte frumos. Vreau să închei cu gândul acesta cu următoarea imagine. Cel mai cumplit lucru care există în istoria umană este să vezi un om că se închină în fața unui alt om. Și ăsta este rezultatul idolatriei. Un om primește închinare de la un alt om. Și lucrul ăsta, din păcate, se vede în bisericile clasice, în momentul în care preotul are în fața lui un om îngenunchiat. Imaginea asta unui om sclav rob, îngenunchiat, în fața altuia care stă înaintea lui ca un maestru, ca un magister imaginea aceasta este cea mai degradantă imagine posibilă o realitate, asta a fost dată afară în momentul în care poporul lui Dumnezeu a citit Scriptura și a înțeles că idolatria te conduce acolo există și un, un stadiu mai jos în momentul în care Sfântul Apostol Pavel spune că după ce te-ai închinat la om, te poți închina făpturilor cu patru picioare sau târătoare. Este mai grav decât atât și se găsește peste tot în lumea necreștină, în hinduism, budism și așa mai departe, oameni care stau prosternați în fața unui animal. Degradare cumplită. Omul devine subuman, omul devine subanimal, omul devine nimic și se reduce la nimic datorită acestui lucru. În sfârșit, vă spuneam, la reformă s-a dat toate acestea la o parte datorită unei poruni simple a lui Dumnezeu pe care oamenii au înțeles-o la un moment dat și au zis: Nu mai vrem idolatrie, nu mai vrem să ne închinăm unul altuia, nu mai vrem să ne închinăm la animale, nu mai vrem nimic, nu mai vrem să ne închinăm la morți, nu mai vrem să ne închinăm la nimic. Ne închinăm doar la Dumnezeu. A fost superb dintr-o dată. Nu este deloc întâmplător că. Istoria a cunoscut un moment extraordinar de iluminare. Ieșirea din întuneric, din întunericul minții, ieșirea din noaptea minții. Și a fost frumos. Și a mers înainte. Ca și biserică resta... restauraționistă, o, Biserica Restaurării, am mers înainte și am încercat să venim cât mai aproape de ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. În ciuda luminii, în ciuda progresului, rămâne însă sabatul ca fiind o problemă. Vorbim despre legea lui Dumnezeu, vorbim despre gloria ei, vorbim despre cât ne avantajat păstrarea unei singure porunci, porunca a doua. Putem să ne dăm seama cât ne-ar avantaja păstrarea și a poruncii a patra? Putem să ne imaginăm cât ne-ar avantaja? Mă opresc aici și acesta va fi subiectul întâlnirii noastre viitoare. Domnul să fie cu noi și să facă din biserica aceasta, care doresc să țină mărturia și poruncele lui Isus Hristos, o biserică duhovnicească, a cărei neprihănire să depășească neprihănirea formală strict o senso, la literă a porncilor lui Dumnezeu. Amin. Împlinește în noi, Tatăl nostru, cuvântul tău, legea ta, dorința ta și tot ceea ce ai în plan pentru fiecare dintre noi. Și ne rugăm asta în numele Domnului Isus Hristos. Ferește-ne de neprihănirea fariseilor o neprihănire a unor fapte moarte și a unor principii de viață în care Duhul sau Spiritul e mort. Ferește-ne de asta și dă-ne Duhul tău cel Sfânt, capabil să învie în noi omul cel nou care trăiește după Cuvântul tău, după legea ta și după voința ta. Vă, Doamne, ca să stăm deschiși, să stăm deschiși la călăuzirea ta. Să stăm deschiși la porunca ta care ne spune încotro să mergem și ne face compatibil cu fiecare plan al tău. Ajută-ne, Părinte, să înțelegem și că legea ta ne-a fost dată pentru împlinire, pentru ca să putem să fim colaboratori cu Duhul Tău cel Sfânt. Nu în puterea noastră. Pentru că nu avem nicio putere. Dar în puterea sfântă a Duhului Sfânt, așteptăm ca lucrurile astea să devină o realitate în biserica din Lomalinda, în viața mea și în biserica ta de pretutindeni. Amin. Amin.